Ionică, scrii, ce scrii, Ionică? Toată viața ai scris. N-ai învățat nimic încă? De ce te crezi tu așa de mare artist? Crede-mă, mă consider cel mai mic artist, însă inima e mare. Dorul, dragostea, felul în care am crescut acolo unde am crescut, pentru că eu am crescut în cultura, tradiția neamului meu românesc și asta o porc cu mine întotdeauna, vrând nevrând, îmi răsare, îmi apare în minte, îmi cântă fără să vreau, o aud în urechi. De ce tot insiști atâta? Ce te face să stai pe drumul ăsta? Sunt probabil un încăpățânat în sensul adevărat al cuvântului, a ceea ce înseamnă inspirație, muza care se apropie de mine, dragul, amintirea, da, amintirea mă face pentru că port în mine dorul, imaginea locurilor natale, a colegilor de școală. Îmi spun mie însumi, de multe ori, că ceea ce fac, lucrez, creez și nu-mi aduce o împlinire materială, crede-mă că mi-aduce o altă împlinire care aparține sau ține de domeniul altor valori. De valoare financiară, bani veni și n-ați. De multe ori muncesc, cheltuiesc, îmi pun mâna și în buzunarul meu, dar știu că am făcut ceva frumos pentru cei din jurul meu, pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru cei ce mă cunosc, într-un cuvânt, pentru etnia mea românească. Uite, asta e mândria mea, ai ceva cu mine? Tu ai pus florile astea aici. Da, astea e hibiscus de diferite culori. Asta este galben. Avem celelalte roșii. Dacă ar mai fi unul albastru, l-aș pune, știi, pe la ca să știu că e tricolor. Beautiful. Aceea mă vie tânără care să va uita în formă de arc și va fi un intrare. Grădina mea este aproape o grădină botanică în care mi-a plăcut să-mi pun toate tipurile de flori, de plante. În mijloc am un loc de iarbă, un codruț, hai să stăm puțin acolo. O idee. O idee bună, da? Ia te rog, ține-o, că eu am să deschid robinetul, să dăm păsări la la păsările cerului. Da. Ha.
Asta mi-aduce aminte de școală, de băncuța de la școală. Da, te cred, te cred. Da, mie la fel, pentru că în vremea când noi eram la școală, duce amintești, adică că erau niște bănci din material brut, din niște dulap lungi, sănătoși, nu lustruite ca cele de astăzi, nu? Dar tu fiind, ai studiat tâmplărie, acum înseamnă că ai făcut și bănci de școală, cumva? Fără discuție. A, geamurile de care mi-ai zis. Și geamurile în comuna natală, dar și tocmai lucrări de sfârșit de trimestru, examene de sfârșit de an, chiar o bancă școlară a fost tema practică pe care am primit-o la școala profesională din Beiuș. Un tip de bancă frumos, cu toate părțile componente artistic lucrate și montate, da, aia era bancă școlară. Asta nu e, asta e nimic. Poeziile care le compui, le faci așa din părți, cum faci o lucrare din lemn și o pui împreună și o închei frumos, arate ca un ornament, ca o iconiță, ca o fereastră frumoasă. Este fiecare poezie ca o fereastră, o construiești ca pe o fereastră a sufletului? Da, exact. Ai zis tot ceea ce trebuie spus, așa că mie nu rămâne decât să completez că în meseria de tâmplar există o faza aia tehnologică, operațiunea de furniruire, când așez furnirul pe suprafețele mobilei. Această furniruire o aplic eu la întocmirea revistei Iosif Vulcan, cu o furniruire artistică, scot articolele așezate în filele revistei. E o meserie tare nobilă, că Iisus Hristos a fost tâmplar. Mulțumesc, este adevărat. Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta când ai studiat meseria de tâmplar? Că însuși Iisus a fost tâmplar? M-am gândit, dar copil fiind, nu-mi dădeam seama de importanță, dar rețin vorba bătrânului meu, tată, care mi-a zis să te duci, că e meseria lui Hristos și e bănoasă și ai să ajungi mare de tot cu lemnăria, da? Doamne ajută!